Bună, dragilor, dragii mei berbeci și bine ați venit la citirea voastră. Pentru luna septembrie, dragilor, m-am gândit să vă fac o surpriză frumoasă, să postez aceste filmări mai devreme, intenționez să le fac mai lungi. Această etalare este valabilă atât pentru cei din Zodia Berbec, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul berbecului. De asemenea, dacă ești interesată sau interesat de cineva cu aspecte marcante în berbec, ești binevenită sau binevenit la această etalare. Voi începe cu un mesaj din partea oracolului arhanghelilor pentru voi, să vedem ce numere importante aveți voi în această lună septembrie. Să știți că din punct de vedere astrologic este o lună foarte încărcată, o lună simbolică, o lună care ar putea schimba cursul vieții noastre. Hai să vedem culorile importante și numerele pentru voi. Și avem așa, numărul 2, un număr foarte important în această lună pentru voi. O uniune poate, o înțelegere, două extreme. Poate e o lună în care cunoașteți mult mai multe lucruri despre voi, poate vă cunoașteți și zona mai întunecată și zona mai luminoasă pentru unii berbeci. E o lună magică, e o lună în care vă uitați mult mai adânc în interiorul vostru, o lună în care vă apropiați mult mai mult de copilul vostru interior, de ceea ce contează cu adevărat. Poate chiar e posibil să cunoașteți niște lucruri extrem de profunde, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere erotic despre voi. E o lună în care energia vitală este la cote maxime și e o lună în care vă folosiți această energie vitală tocmai în scopul de a pune în practică anumite mesaje care vă vin vouă din punct de vedere spiritual. Și asta ce înseamnă? Intuiție, coincidențe, persoane poate cu care vă întâlniți, lucruri care vi se pun în față. Poate așa la prima vedere par nimicuri, dar ceva în interiorul vostru strigă tare că sunt mesaje importante care vă pot ajuta să vă schimbați, vă pot ajuta să vă cunoașteți mult mai bine. E o lună în care berbecii pur și simplu cunosc o altă dimensiune a spațiului înconjurător. Arhanghelul Gabriel vă guvernează pe voi în această lună și vă ajută, deci ați putea să faceți ceva benefic în acest sens, eu știu, o rugăciune, să aprindeți o lumânare, să citiți lucruri importante despre el, asta pentru cei care sunteți creștini, dar bănuiesc că majoritatea este în această religie. Spune așa, te ajut să cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe, să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii și să manifesti plenar respectul de sine. Cu alte cuvinte, e o lună în care reușiți să pătrundeți mai adânc în ființa voastră, să conștientizați multe lucruri care să vă facă să apreciați mai mult ceea ce aveți, să vă apreciați mai mult pe voi în primul și în primul rând. E o lună magică pentru voi, o lună în care iarăși culorile portocaliu și mov vă pot ajuta foarte, foarte mult. De asemenea, chakra a doua și chakra a șasea sunt foarte intense pentru voi în această lună. E o perioadă din viața voastră în care aveți o intuiție mai mare, o perioadă din viața voastră în care aveți o energie vitală mai ieșită din comun, dar nu e ceva dus într-o extremă carnală, ci din contra, repet, e ca și cum folosiți acea energie pentru a pătrunde mai adânc în viața voastră, pentru a vă da seama cu adevărat ce vă lipsește, pentru a vă da seama cu adevărat ce este important pentru voi. Foarte frumos până acum, iar acum vom extrage un card de vindecare să vedem ce anume puteți să vindecați în această lună, care este mesajul important pentru voi, dragii mei berbeci.
E o lună frumoasă, o lună în care teoretic ar trebui să începem să culegem roadele din viața noastră. Poate chiar roadele de anul acesta. Ușor, ușor. Și aveți așa comunicare empatică. Foarte frumos. Iarăși, culoarea albastru este foarte importantă pentru voi în această lună. După cum vedeți, dragilor, aici este o perioadă din viața voastră în care reușiți să comunicați mult mai bine cu ceilalți. E o perioadă în care imediat veți simți ce vor ceilalți să spună, imediat veți simți ceea ce gândesc ceilalți, imediat veți simți următoarele mișcări și de aceea este o lună în care veți reuși să comunicați într-un alt mod. Veți reuși să comunicați empatic. Poate chiar acest lucru îl veți vindeca, poate veți deveni mult mai siguri pe voi, mult mai sensibili. Veți cunoaște cu adevărat ce este în interiorul vostru, ce este ascuns în exteriorul vostru și ține de spirit, ține de empatie, ține de iubire. E o lună în care veți comunica foarte mult despre lucruri sensibile, despre lucruri ascunse, poate chiar și despre energia voastră vitală, despre Eros pentru alți berbeci. E o lună extrem de frumoasă și o lună în care eu simt așa că veți conștientiza foarte multe lucruri. Așa cum am spus, și culoarea albastru este importantă pentru voi. De asemenea, numărul 2, iarăși se repetă, deci numărul 2 extrem de important pentru voi. O dată care are numărul 2, 2 septembrie, 12, 22, da? Toată perioada aceea cu 20. Foarte frumos. Și numărul 8 de asemenea, deci e o perioadă cu transformări, iarăși se accentuează această idee, poate chiar pe tot ce ține de comuniune, pe tot ce ține de cupluri sau prietenii, colaborări. Foarte frumos. Bun, și acestea fiind spuse, voi încerca să vedem cu ajutorul cărților de tarot care sunt mesajele pentru voi, pentru această lună septembrie, care este relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem ce mesaj au cărțile de tarot. Și cred că deja am început și va fi situația. La baza pachetului avem un 3 de monede. Ceea ce îmi spune mie că e o lună în care grupurile de oameni sunt foarte importante pentru voi. E o lună în care parcă ceilalți vin la voi și vă cer ajutorul, vă cer sfatul, cum să fac aici, cum să fac dincolo. Poate chiar voi mergeți și cereți sfatul cuiva în ceea ce privește construcția unei, nu știu, unei case, construcția unui proiect, construcția unei relații, construcția unei cariere pentru alții dintre voi. E o lună în care grupurile de oameni sunt foarte importante pentru voi, prieteni, familie, o perioadă în care poate în acest grup veți reuși să comunicați într-un alt nivel, să comunicați cu mult mai multă empatie, cu mult mai multă iubire față de ceilalți și față de voi. Foarte interesant. Hai să vedem. Aveți așa, situația deja a sărit din pachet singură, este 5 de bâte. Ce gândiți voi? 9 de bâte. Ce simțiți voi? 6 de bâte, foarte multe bâte până acum. La baza manifestărilor voastre, 7 de bâte. În exterior, cavalerul de bâte. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? 9 de cupe. Și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? Cumpătare. Foarte interesant, dragii mei berbeci. E o lună foarte intensă pentru voi, în primul și în primul rând. Aveți foarte multe bâte. Bâtele sunt elementul vostru, sunt elementul focului. Deci, cu alte cuvinte, e o lună extrem de intensă, e o lună pe sufletul vostru. Poate din acest motiv vă este și mai ușor să comunicați empatic cu ceilalți. Poate din acest motiv reușiți să vedeți lucrurile mult mai clar în jurul vostru, dar în special pe tot ce ține de zona aceasta ascunsă, de secret, de intuiție, poate de spiritualitate pentru unii berbeci, cine știe.
Situația 5 de bâte. Relația dintre voi și ceilalți. E o lună în care e posibil să vă contraziceți cu anumite persoane. E o lună cu tensiuni. E o lună în care există posibilitatea ca într-o relație anume din viața voastră, eu știu, gelozia, lupta să fie foarte importantă. De asemenea, poate să fie vorba de o perioadă din viața voastră în care o persoană dragă vouă are ceva de înfruntat. Nu neapărat să fie ceva negativ. Poate pur și simplu e o perioadă mai stresantă, poate e o perioadă mai aglomerată, are aici un balaur cu care e nevoie să se lupte. Și poate vine cineva și vă cere ajutorul. Sau invers, poate voi aveți de înfruntat acest balaur, acest dragon de aici și mergeți și cereți ajutorul unei persoane sau unor persoane din jurul vostru. Mergeți, vă informați, încercați să cereți ajutorul. Pentru că e adevărat și voi sunteți aici într-un mic, mare blocaj, dar pe care îl rezolvați. Dar v-am zis, pentru unii berbeci poate să fie vorba de voi, că aveți aici ceva foarte intens, foarte mare, cu care e nevoie să vă luptați, e ceva ce vreți să recuperați, ceva ce e al vostru, ceva ce v-ar putea ajuta la creșterea voastră socioprofesională sau v-ar ajuta să stabilizați mai bine o relație. Dar e ca și cum deja e câștigată această luptă. Poate e doar acest stres sau poate toată această poveste pur și simplu vă domină relațiile voastre sau o anumită relație. Pentru cei aflați în cuplu, poate să fie vorba de o a treia persoană sau de un eveniment care apare și în care e nevoie să faceți o echipă foarte bună cu partenerul sau cu partenera. Foarte interesant. Mergem mai departe. Ce gândiți voi? 9 de bâte. Aici voi vă gândiți la un blocaj în care sunteți, la niște ape tulburi în care vă scăldați în luna septembrie. E ca și cum lucrurile s-au cam terminat. Da? V-am zis, treaba cu acest balaur de aici, adevărat, domină toată luna, dar asta nu înseamnă că e ceva negativ, pentru că în inima voastră deja lupta cam este câștigată. Dar poate mai sunt acolo anumite elemente care trebuie puse la punct. E o lună în care aceste ape tulburi, să știți că e posibil să vă facă, nu știu, să vă temeți. Să aveți impresia că nu mai ajungeți în sfârșit la mal, posibil chiar să se întâmple evenimente mai importante undeva spre finalul lunii septembrie pentru unii berbeci, ori în viața voastră, ori în viața unei persoane extrem de apropiate vouă. Dar totuși văd aici că apele limpede sunt foarte aproape de voi, poate e cazul să luați o atitudine fermă, să rezistați, poate e cazul să cumpătați lucrurile sau să apelați la o persoană care v-ar putea liniști sau o persoană mult mai suspusă care ar putea să liniștească aceste ape. Ca un zeu, ca o zeiță, cineva care vine, face acolo o vrajă, dă un telefon, spune două cuvinte și a liniștit apele. Sau o persoană foarte importantă pentru voi care v-ar putea calma în toată această poveste. Sau poate e o persoană care menține echilibrul în viața voastră, care are niște probleme în această perioadă, dar repet, sunt lucruri pe care le va depăși cu siguranță, cu brio, doar că în viață ne mai stresăm uneori, că e normal, suntem oameni. Și atunci e posibil să vă tulbure vouă, da? Echilibrul din viața voastră, această persoană este tulburată și automat se tulbură și apele din jurul vostru. Ce simțiți voi? 6 de bâte. Așa cum spuneam, dragilor, 6 de bâte urmează 5-ului de bâte, deci această luptă de aici cu dragonul, cu balaurul, este înfruntată deja în inima voastră, simțiți că victoria este deja la voi, poate chiar e ceva foarte important pentru inima voastră sau e vorba de o persoană extrem de importantă, v-am spus, care se luptă cu așa ceva. De e posibil să aveți și voi de luptat și cealaltă persoană sau o anumită persoană, că, repet, nu e neapărat o etalare de dragoste. E o victorie pe inima voastră și să știți că în egală măsură și cealaltă persoană simte această energie bună, acest apogeu, e ca o căsătorie, ca un final, ca o petrecere, ca o încununare.
Da? E o încununare pe care pur și simplu o arătați și celorlalți. E ceva foarte important pentru inima voastră și e ca și cum țineți foarte mult cont de ceea ce simțiți voi, de ceea ce vă doriți. Și e o perioadă în care cu siguranță această victorie ajunge cât se poate de aproape de voi. La baza manifestărilor voastre, 7 de bâte, e o situație în care luați atitudine, o situație în care doriți să exprimați în fața celorlalți foarte multă putere. E ca și cum luați atitudine și faceți ordine și disciplină. Poate chiar în ceea ce privește o relație importantă din viața voastră. Pentru alții e adevărat, e ca o provocare aici, ca o menținere, ca, nu știu, e ca și cum luați apărarea unei persoane pentru alți berbeci. Susțineți foarte mult pe cineva în această lună și este bine pentru că e o persoană de destin, e o persoană care vă va ajuta extraordinar de mult. Acum să știți că ceilalți, dragilor, vă vor percepe ca o persoană mai adolescentină, vă vor percepe ca o persoană poate ușor imatură, dar sunt lucruri pe care voi le simțiți, sunt lucruri care vă bucură, vă mândriți, sunteți bucuroși de ceea ce obțineți în această lună septembrie sau de ceea ce obține o persoană foarte, foarte dragă vouă și atunci e normal să țineți cu acea persoană, să vă bateți acolo, la figurat vorbind, clar, nu la propriu. Pentru a menține această poziție sau pentru a menține această victorie, pentru a menține acel ceva ce ați reușit voi să recuperați. În exteriorul vostru, cavalerul de bâte, este iarăși energia voastră, pentru că sunteți zodie de foc. În exterior, posibil să aveți parte de un personaj foarte plin de viață, e un personaj care știe foarte bine ce vrea, o persoană care are tendința să se arunce așa cu capul înainte. O persoană care nu și-a marge de eroare, o persoană care consideră că merită mult mai mult decât are. Acum puteți să fiți și voi, poate să fie și o persoană din jurul vostru care are o astfel de atitudine. Nu e neapărat să fie o persoană mai tânără, ci pur și simplu discutăm de o perioadă în care poate sunteți mai zen, așa cum v-am spus și aici la început, energia voastră vitală, intuiția voastră. Sunt extraordinar de puternice și mai ales prin tot ce ține de comunicare empatică. Deci atât de mult vă implicați în ceva anume, încât chiar e posibil să și întineriți, da, acum depinde ce vârstă aveți, sau poate chiar să faceți lucruri mai adolescentine, mai imature. Dar v-am spus, în egală măsură, poate să fie și o persoană din exteriorul vostru care pur și simplu să miște aici lucrurile. Poate e cineva care s-a entuziasmat prea tare, s-a aruncat cu capul înainte și acum are nevoie de ajutorul vostru. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, dragilor, 9 de cupe? E o persoană aici care are o bucurie mare, care celebrează ceva anume, dar parcă se celebrează în mai mulți. Ori e vorba de o nuntă, de o căsătorie, de un botez, dar nu pentru toți berbecii. Poate aflați de o încununare a unei persoane din jurul vostru. E cineva care a reușit și a terminat ceva, o persoană care are o împlinire extraordinar de bună și cel mai important este că această persoană vă are în inimă, această persoană este bucurie în bucurie cu voi, deci e ca și cum împărtășiți aceleași emoții, aceleași sentimente. Pentru voi e ca și cum vă mândriți cu așa ceva. Acum nu-i prea ok cu mândria că e păcat, dar vă bucurați, da? Încercați să le exprimați și celorlalți. Uitați ce a obținut X, ce a obținut Y sau uitați ce am reușit eu să obțin. E o persoană aici care se bucură în egală măsură. Deci e o reușită în doi pentru unii berbeci sau o reușită pentru o persoană extrem de importantă pentru inima voastră. Poate să fie un copil, poate să fie un frate, un prieten, cineva de la locul de muncă, în familia voastră, da? Poate și de dragoste, eu nu zic nu, Doamne ajută să fie de dragoste pentru cei care vă doriți, dar acestea sunt energiile generale.
Să știți că aici această persoană a trecut printr-o perioadă destul de dură, destul de aglomerată și acum pur și simplu sărbătorește. Acum puteți să asistați chiar și la o cerere în căsătorie pentru unii berbeci, dar nu e neapărat pentru voi, repet, e ceva care vă bucură și pe voi. Poate e vorba de o prietenă sau poate să fie vorba și de voi, Doamne ajută, repet, eu nu spun nu. De un copil, deci cineva de la locul de muncă, cineva din familie. E o bucurie extrem de mare în exteriorul vostru, în special în zona persoanelor extrem de apropiate pentru inima voastră. Mai departe, dragii mei berbeci, aici aveți cumpătarea, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. În primul și în primul rând, aici văd că cineva reușește să echilibreze ceva anume, o situație. E cineva care vă mângâie inima, vă mângâie și mintea chiar, o persoană care poate reușește aici să închege două lucruri, să mai ia de aici, să mai pună dincolo, o persoană care reușește foarte bine să împace o situație, două locuri de muncă, două grupuri de oameni, două persoane, două relații, da? Locul de muncă și casa. E o persoană care pur și simplu e ca un înger păzitor aici pentru voi, ca o eroină, ca o persoană sfântă, dacă vreți, e ca un înger păzitor care vine și e posibil să vă ofere speranță, să radieze pur și simplu de fericire, de iubire, de împlinire. Totuși, este o arcană majoră, o arcană foarte, foarte importantă, care vă domină etalarea și care vă spune că e o lună în care reușiți să echilibrați o situație, e o lună cu calm, cu pace. E o lună în care, iarăși, ideea aceasta de două extremități, da, și de a împărți lucrurile într-un mod echitabil este foarte intensă. Deci, numărul 2, colaborări, relații, prietenii sunt foarte, foarte intens aspectate pentru voi, dragii mei berbeci, în această perioadă, cel puțin. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Dragilor, aveți o citire foarte bună. E o lună în care elementul vostru domină, e o lună în care se vor produce schimbări, o lună în care reușiți să depășiți un hop, un obstacol și e o lună în care pur și simplu răsare un curcubeu în jurul vostru și lucrurile se calmează, da, o furtună în sfârșit se liniștește. În sfârșit trece furtuna și răsare curcubeul în viața voastră. Dragilor, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați de filmările zilnice pe Zodii, de asemenea de filmările săptămânale pentru fiecare semn zodiacal în parte și stați aproape că au apărut sau vor apărea filmările pentru toamna anului 2021. Nu știu când priviți voi acest video, eu voi încerca să-l pun mai devreme ca să primiți mesajele mai din timp. Dragilor, din nou vă mulțumesc frumos, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.